dintre vloggerii care se filmează cu 400 de km pe oră în România și în ce hal au ajuns televiziunile. De la articolul ăla imbecil scris de Libertatea s-a ajuns ca pe televiziunea să scrie că vloggerii merg cu 400 la oră. Nimeni nu a spus vreodată că e bună viteza, haide să îndemnăm oamenii să meargă cu viteza. Dar ăștia în mintea lor, că tot vorbeam noi de modul de gândire al oamenilor, ei chiar cred că noi, vloggerii, noi asta facem. Noi degeaba am explicat acolo că nu e ok să faci chestia asta la viteze mari și poți să-i dai așa un șoc în motor la viteze mici. Televiziunea este zero. Bă, televiziunea nu este zero, este obsolit, știi? Adică este pe linie moartă, se uită doar persoanele vârstă la ea. Oamenii tineri nu prea se mai uită la televizor. Când se uită la televizor, doar ca să uite pe Netflix sau pe YouTube, pentru că au un smart TV. Bogdan Căpușan nu a mers cu 300 la oră. Bogdan Căpușan a primit ca și mine un clip în care cineva într-adevăr mergea cu 300 și ceva la oră cu Lamborghini Urus. Nu era Lamborghini Urus al lui Bogdan, era unul galben. Faptul că am tricou cu șoc în motor nu înseamnă că sunt un inconștient. Dacă eram un inconștient, aveam accidente. În ultimii 20 de ani de când am permis, aveam accidente. Dacă sunt așa de inconștient cum vor unii să ne facă pe noi vloggeri să părem. Ați văzut și voi că am postat atâtea accidente tocmai ca să atrag atenția că moartea este reală. Iulic zice: "Ce părere ai despre educația sexuală care va fi introdusă în școli?" Nu știu cum aș putea să am o părere proastă despre educația sexuală. Cum să am o părere proastă când un om învață ceva? Eu am un prieten care a făcut un accident urât din cauza vitezei și a stat 7 luni în spital, din care 3 în coma. Dar acum face același lucru. Eu nu înțeleg cum pot unii să uite cu tâmpenile astea. Oamenii deștepți învață din greșelile altora. Oamenii proști nu învață nici din greșelile lor. Asta este părerea mea sinceră. Ei au impresia că dacă mă văd pe mine că merg cu viteză, trebuie să facă și ei așa ca Andy Popescu, că Andy Popescu merge, știi? Asta înseamnă un om needucat. De-aia trebuie să pui un mic disclaimer jos, să zici: "Bă, așa ceva nu se face decât dacă este șoseaua goală, nu se face pe drumurile publice." Adică să dai oamenilor un exemplu bun. Pentru că după aia o să vină berbecul ăla și o să zică: "Păi așa am văzut eu la Andy Popescu, așa am văzut eu la Alex Montri, așa am văzut eu la Bogdan Căpușan." Cum ziceau ăștia de la Libertatea. Să facem apel la autorități. Pentru că uite, s-a filmat cu 300 la oră. Nu poți fi amendat decât dacă ești înregistrat de aparatul verificat metrologic de către Poliția Română. Dacă te filmezi când mergi cu 400 se întâmplă ceva, este foarte greșit să te filmezi cum mergi cu 400 la oră. Dar repet, Montrei n-a făcut-o, Căpușan n-a făcut-o, pot să vă spun super sincer că ei nici măcar off the camera nu fac chestia asta. După cum am trăit un accident ca pasager în Germania, am înțeles acum ce înseamnă sănătatea și cât de importantă este. Hai să învățăm de la oamenii care au trecut prin așa ceva. Exact cum ziceam, un om deștept învață de la alții, da? Ce părere despre marihuana la volan? Sunt întru totul pentru legalizarea marihuanei, dar nu la volan. Ce părere despre fenomenul Vulpița Viorel? Marea majoritate a populației care este sub un anumit nivel, ăia se uită la Vulpița și Viorel pentru că ei promovează niște valori basic, sex, bani și alte chestii. Masele vor un content simplu, ușor de înțeles. A, Vulpița, și-a tras-o cu ăla, ce tare, gata, hai să ne uităm. Vei folosi Neuralink? Neuralink este o chestie foarte tare care probabil va schimba lumea. Pe scurt, ce înseamnă Neuralink? Înseamnă că eu închid acum ochii, mă conectez la creierul tău, pentru că am un Wi-Fi în cap, o interfață BMI, Brain Machine Interface. Asta este Neuralink, o interfață între calculator și creier. Ei, interfața asta la care lucrează Elon Musk, cel care schimbă lumea, el lucrează la chestia asta, la Neuralink. Și Neuralink te face pe tine să închizi ochii așa și să mă conectez acum la ce vezi tu. Deci noi avem aici o cameră, două camere, doi ochi, sunt două camere, nervul optic, adică căblăra aia, care duce la creier. Este foarte asemănător cu un calculator. Noi avem ADN, care este hardware-ul, și avem educație, care este software-ul. Andy, eu sunt de părere că nu contează ce mașină ai la 18 ani, contează dacă tu ești conștient, bineînțeles. În viață ești fericit în momentul când crești. Cel mai bine e să începi cu o mașină nașpa ca să poți să ți-o schimbi, ca să poți să evoluezi, ca să poți să apreciezi ceea ce ai. Poți să te simți mai fericit într-un Opel Astra de 130 de cai, mai fericit decât se simte cineva într-un Lamborghini. Dacă tu vii de la Dacia și te duci la un Opel Astra, o să ai mai multă plăcere decât are cineva care trece de la M5 la Lamborghini. Care este părerea ta în legătură cu școala de șoferi care se face în mare parte doar într-un oraș și mergi cu maxim 40 la oră? Școala de șoferi nu ar trebui să meargă cu tine pe autostradă să te înveți, că astea sunt niște chestii pe care le prinzi din mers. Vorbește cu instructorul și du-te unde vrei tu, unde nu te simți în regulă. Ce le recomand tinerilor să învețe pe viitor? Să citească Sapiens al lui Yuval, e o carte excelentă. Mark Zuckerberg a vorbit despre ea, Obama a vorbit despre ea, Bill Gates a vorbit despre ea, deci e o carte în care te face să înțelegi altfel lumea. Ce părere ai despre crima organizată din România? Nu mi se pare o problemă crima organizată din România, nu mi se pare o problemă. De ce? Toți șmecherii s-au dus la pușcărie. Adică e clar că politicienii mai fac și ei manevre, dar nu fură prin extorsiune, prin șantaj, prin crime, răpiri, taxe de protecție. Crima organizată în România acum funcționează prin contracte cu statul. Facem și noi o șmecherie cu statul, să ne tragem și noi niște bani.
Păi aici, uite, ia contractul ăsta, pune și niște borduri. Așa se fac. Este mult mai bine decât să meargă pe partea aia cu șantaje, extorsiuni. Deci nu e bine că se întâmplă asta, dar măcar să se facă, măcar să nu se întâmplă crime de astea odioase. Ai încercat până acum să cauți informații despre pământul plat? Da, am încercat. Au pus niște oameni la o mașină de rezonanță magnetică, MRI machine. Nu știu cum se numește, tomograf sau nu știu cum se numește în română. E, și ce au văzut? Oamenii cărora le prezinți o dovadă științifică legat de ceva care contravine părerilor lor politice, ei dau dismis la dovadă. Oamenii sunt atât de atașați de religie și de politică pentru că își creează o identitate. Tu te identifici cu tribul ăla, tu te identifici cu partidul ăla politic. Nu vrei să asculti ceva ce e rău de partidul ăla politic sau de religia ta. Tu nu vrei să cunoști adevărul, tu vrei să îți cunoști doar confirmarea ta. S-au dus atât de departe încât ajung să spună că nu mai au încredere în știință. Doar ca să nu zică, da bă, religia mea scârție sau da bă, partidul meu scârție. Hai să închei acest vlog prin a vă spune că viteza nu este bună, da? Dacă voi vedeți pe cineva că merge cu viteză, nu înseamnă că trebuie să faceți și voi la fel. Nu ai de unde să știi cât de safe a făcut chestia aia. Gândiți-vă că moartea chiar este reală. Și atunci când apeși pedala de accelerație, se aduce aminte că s-ar putea să fie ceva neprevăzut. S-ar putea să-ți bubuie un cauciuc. S-ar putea să se întâmple ceva neprevăzut, care nici măcar eu nu pot să mă gândesc acum, și să faci un accident grav de tot. Cătălin 63 întreabă care este sensul vieții pentru tine. Mă bazez pe piramida lui Maslow. Oamenii se gândesc că viața, banii sunt tot. Că banii te ajută doar până la un punct. Ca să treci de punctul ăla și să fii fericit și să ai o viață fericită, ai nevoie să fie și alte nevoi împlinite, cum ar fi nevoia de creativitate. Cred că o mentalitate de succes poți să o construiești informându-te, citind. Vreau ca prin următoarele mele vloguri să ofer, să dau share la informațiile astea. Mă enervează faptul că unii oameni ar putea considera că eu fac chestia asta, că o fac pentru mine, o fac ca să fac eu bani. Aș vrea, pe cât posibil, să demonetizez complet. Ca să ai o mentalitate de succes, trebuie să știi că te poți înșela ca orice alt om. Ce îmi recomand la 17 ani să fac? La 17 ani să investești în tine și să înțelegi că informația înseamnă putere, da? Te duce mai mult capul, înțelegi că viața nu este toată alb și negru și ai o grămadă de nuanțe de gri. Site-ul Wait But Why al lui Tim Urban a scris acolo o carte, are 10 capitole, se numește The Story of Us. Începe de la zero, de când s-a făcut lumea și pământul, să zic așa. Explică lucrurile și explică cum am ajuns noi în punctul ăsta de astăzi, societatea actuală și de ce gândim cum gândim. Dar explică chestia asta de la zero. Uite, vezi copacul ăsta, dacă eu îți dau ție o frunză, tu nu o să înțelegi. Eu trebuie să-ți arăt ție tot copacul. Și cum frunza aia se prinde de crengi care se prinde de trunchiul copacului. Și atunci ideea este că trebuie să vezi trunchiul copacului ca să înțelegi tot copacul. Ce investiție face cu 1000 de euro? Consider că cea mai bună investiție este în sistemul tău de gândire. Citești, te informezi, îți faci un mod prin care poți să judeci orice lucru. Ce articole recomand de pe Wait But Why? Toate articolele de acolo sunt bune, dar cele mai bune sunt alea cu Elon Musk, Secret Sauce, pentru că ăla îți explică de ce Elon Musk acum schimbă lumea. Deci ideea este că ai acolo articole legate de inteligența artificială. Îți arată oarecum cum o să arate viitorul. Îți arată că oamenii, așa cum spunea și Yuval Noah Harari, da? Care a scris Sapiens și care e printre cei mai tari oameni la ora actuală ca și gândire, da? El a spus, bă, viața acum se schimbă mult mai repede decât ne imaginăm noi. De aceea, oamenii care vor avea succes vor fi oamenii care se vor adapta cel mai rapid la aceste schimbări. Distanța între generații, asta va fi din ce în ce mai mică pentru că lucrurile se schimbă din ce în ce mai rapid. Unii sunt nebuni și spun că 5G-ul provoacă cancer și alte tâmpenii de genul ăsta. Eu nu sunt absurd să zic că este cel mai sigur lucru din lume. Pot să intuiesc o probabilitate destul de bună că va fi ok. Ești un om foarte inteligent și open-minded. Să știi că după ce m-am uitat la videourile tale, m-am menționat și mai tare în Suedia. Mulțumesc. Mă bucur să văd că fac o mică diferență. Ce părere ai despre downsize la motoare? Nu-mi place, dar asta e. Înțeleg că este pentru binele tuturor. În momentul când ai foarte multe informații, parcă e mai ușor să intuiești viitorul și să vezi direcția în care se îndreaptă lucrurile, da? E mai ușor să înțelegi filmul Idiocracy, care arată că parcă ne tâmpim din ce în ce mai rău. Noi oamenii avem în creierul nostru două minți. Este vorba de mintea primitivă și mintea luminată. Mintea primitivă e aia care este responsabilă cu emoții, iar mintea luminată este aia care prefrontal cortexul ne ajută pe noi. De exemplu, dacă eu văd o gagică, da, și vreau să o violez, prefrontal cortexul, să zic așa, ăla mă face să-mi dau seama că nu e bine. Emoția, corpul spune că ea este bună să te reproduci cu ea și încet aia vrei să o tragi, dar rațiunea te oprește să faci chestia asta. Cum îți merg afacerile acum că se închid multe firme din cauza coronavirusului? Deci dacă nivelul era de cumva de 100% la firmele mele înainte de coronavirus, în timpul coronavirusului a fost undeva pe la 70%. După care luna trecută a scăzut la 50%. O să ne întoarcem la energia nucleară. Există două tipuri de energie nucleară, da? Fiziune și fuziune. La Cernavodă, noi facem una dintre ele. Iar cealaltă, se spune că este energia care este la 20 de ani distanță și întotdeauna va fi. Adică noi nu reușim să facem chestia asta să aibă un randament bun. Dar dacă vom reuși să facem chestia asta, o să avem energie aproape gratis. Salut, am 16 ani, vreau să învăț programare, însă nu știu deloc. Sunt sigur că există tutoriale și pe YouTube, și pe Google, și pe unde vrei. Mi-am luat acum două zile un Audi Q7 4.2 V8 și eu am 18 ani și sunt începător.
Mulți zic că am făcut o greșeală. Tu ce părere ai? Tu ai făcut o greșeală doar dacă o să omor lumea pe stradă sau o să strici mașina aia. Andy, tata vrea să-și ia ori un M5, ori un RS7. Tu ce ai alege? El trebuie să-și aleagă ce vrea el. Ia-ți mașina care îți place ție, pentru că asta, din punctul meu de vedere, contează mult mai mult decât fiabilitatea unei mașini. Mult mai mult decât cât de repede se strică mașina aia, cât de stricăcioasă e. Nu, contează mult mai mult să te simți tu bine, să te trezești dimineața și să zici, bă, mă duc la birou, dar mă duc cu mașina, mașina care îmi place. Cum vezi România din punct de vedere al potențialului turistic? România are potențial tocmai pentru că are un relief variat. Te ajută să citești cărți? Păi cum dacă să nu te ajute să citești cărți, bă, bune? Acum depinde ce cărți citești. Dacă citești cărți de Sandra Brown, doar o să ai o erecție. Nu prea o să te ajute foarte mult. Ai jucat la jocuri de noroc? Nu, pentru că nu sunt sustenabile. Afacere cu 300.000 de euro. Cumpără apartamente și închiriază-le. Este o afacere sigură. Una dintre cele mai bune afaceri și sigure o să faci în America este chestia asta. E o casă și să o închiriez prin Airbnb. 5 round daily walker. Am 14 ani și vreau să mă apuc de drift. Am o mașină de 28 full. Nu știu dacă este ok să mă apuc. Bă, dacă îți permiți, fă-o, frate. De ce să nu faci? Nu văd nimic rău în asta. Nu este ilegal, nu este imoral. Cum învăț mai ușor un eseu? Un sfat, te rog. Păi sfatul meu ar fi să cauți pe Google How to Learn, care te învață să înveți. Ne mai auzim, da?